Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la Publica News. Iată cele mai importante titluri ale ediției. Neatenția face victime. Un băiat de doar 4 ani s-a înnecat într-o râpă cu nămol, iar o fetiță a căzut din podul casei după ce părinții i-au lăsat fără supraveghere. Primăria începe verificarea șantierelor în oraș. În baza unei decizii a viceprimarului Capitalei, autoritățile municipale vor inspecta cel puțin 26 de terenuri destinate construcțiilor. Un tânăr din Moldova a atacat cu toporul 3 membri ai unei familii din Rusia. Victimele se află în stare gravă la spital. Atacul armat din orașul american Orlando, în urma căruia au fost uciși 50 de oameni, a fost revendicat de Statul Islamic. Neatenția părinților face tot mai multe victime printre copii. Doar în ultima săptămână au fost înregistrate mai multe cazuri cu final dramatic. Un băiețel de 4 ani din satul Beștemac, raionul Leova, s-a înnecat într-o râpă cu nămol. În timpul tragediei, mama lui era la un magazin din apropiere, iar în satul Chircăiești, Căușeni, o fetiță de 3 ani, lăsată fără supravegherea adulților, a căzut din podul casei. Acum copila se zbate între viață și moarte la spitalul raional. Poliția pe fiecare caz se sesizează. În cazurile grave au fost pornite procese penale. Apelez către populație, către cetățenii care sunt părinți, către cetățenii care sunt împuterniciți de a avea grijă de alți copii, să ia atitudine de cele ce spun și să întreprindă măsuri pentru că copiii să nu fie în primejdie. Șirul incidentelor nefaste nu se încheie aici. La sfârșitul săptămânii trecute, un copil de 2 ani a murit după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din Chișinău, iar un băiat de 14 ani și-a rănit din neatenție cu o armă pneumatică colegul de clasă. Incidentul a avut loc în timpul recreației la școala din satul Voinescu, raionul Hâncești. Circumstanțele în care au avut loc incidentele sunt investigate în prezent de polițiști. Primăria Capitalei a dispus astăzi verificarea șantierelor din oraș. Conform unei decizii a viceprimarului Nistor Grozavu, controlele vor începe mâine. Funcționarii au anunțat că vor inspecta cel puțin 26 de terenuri destinate construcțiilor. Verificările au loc după ce săptămâna trecută o groapă de fundație din sectorul Râșcani s-a surpat și a pus în pericol clădirea unei bănci comerciale. Colega mea, Mihaela Baciu, ne oferă mai multe detalii despre acest subiect. Bun găsit! Conducerea primăriei a anunțat astăzi numele firmelor responsabile de lucrările de construcție de pe strada Miron Costin din sectorul Râșcani al Capitalei. Potrivit viceprimarului Nistor Grozavu, placa de beton a fost turnată peste fundație de compania DTV Invest, iar piloții din metal ar fi fost montați de SRL Magic VS, companie care a săpat și groapa de fundație. Ambele firme au semnat contracte de executare a lucrărilor cu D&D, companie care deține dreptul de vânzare a apartamentelor. Totodată, ABC Gurmand SRL este proprietar terenului de pe Miron Costin 9. Conducerea primăriei susține că sunt 3 cauze care au dus la surparea gropii de fundație, și anume, antreprenorii au folosit stâlpi din metal în schimbul celor din beton pentru a face economie de timp și bani. Totodată, terenul nu era compactat deoarece au fost aruncate deșeuri din construcție. De vină ar fi și ploile abundente din ultima perioadă care ar fi favorizat alunecările de teren. Logica mă duce spre, în primul rând, un calcul greșit a rezistenței respectivelor piloți de beton, de metal. Cauzele a ceea ce s-a întâmplat sunt importante de aflat pentru a preveni, nu numai a preveni, dar a exclude pe viitor asemenea chestiuni. Prin calcule de rezistență și cu rezervă, dacă altfel nu ne putem învăța minte. De la începutul anului, autoritățile Capitalei au eliberat peste 250 de autorizații de construire în municipiul Chișinău. 26 de proiecte prevăd ridicarea blocurilor cu 5 și mai multe etaje. Aceste obiective vor fi primele verificate de către angajații Direcției Arhitectura Primăriei și reprezentanții Inspecției de Stat în Construcții. Vom adopta astăzi o decizie, graficul cum ne ducem, chiar dacă, după cum v-am spus astăzi, acele 26 de șantiere care ar putea să fie deschise sunt în diferite faze de construire. Toate celelalte șantiere sunt cu mult mai mici și în condiții cu mult mai simple.
Totodată, Ministerul de Resort urmează să aprobe modificări în legislație, astfel încât firmele de construcție să fie obligate să folosească doar piloți din beton armat pentru consolidarea gropilor fundațiilor clădirilor. Între timp, filiala băncii din sectorul Râșcani, care risca să se prăbușească, și-a reluat activitatea. Asta după ce au fost efectuate lucrări de reparație pe porțiunile avariate ale clădirii și a fost amenajată o altă intrare. E cum frig? E remont, stroică merge. Nu ne-i frig, tot a fi bine. Nu vă este frică să intrați? Că nu. Au spus că e tot bine? Nu ne este frică. S-a spus că totul este bine? Este ok. Procuratura Generală a deschis un dosar penal în cazul construcției care s-a surpat miercurea trecută. Crimă odioasă într-o localitate din suburbia Moscovei, un cetățean moldovean a atacat cu toporul trei membri ai unei familii din Rusia. Victimele se află în acest moment în stare gravă la spital. Polițiștii au deschis un dosar penal și au reușit deja să rețină pe bărbat. Deocamdată se știe doar că moldoveanul are 22 de ani și a plecat în Rusia la muncă. Potrivit polițiștilor, suspectul ar fi fost angajat de către victime, iar acestea ar fi refuzat să îl plătească. Revenim în țară. Un cetățean bulgar a fost condamnat în țara noastră la 12 ani de închisoare pentru vânzare de droguri în proporții deosebit de mari. Procurorii au demonstrat că în luna august anului trecut, individul a ascuns 127 de kilograme de heroină în containerele montate sub podea unui camion. Cetățeanul bulgar a fost surprins în timp ce părăsea țara noastră prin punctul de trecere a frontierei Giurgiulești-Tereni. Substanțele psihotrope urmau să ajungă în Grecia, Moldova fiind țara de tranzit. Autocamionul și semiremorca inculpatului au fost confiscate. Sentința este cu drept de atac. Aproximativ 1000 de plante de mac și cânepă, care conțin substanțe narcotice, au fost distruse de polițiști în raioanele Drochia și Ungheni. În unele sate, firele creșteau în lanurile de porumb. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, grădinile au fost verificate în cadrul unei operațiuni de combatere a consumului și traficului ilicit de droguri. Plantele au fost ridicate pentru a fi supuse unor verificări suplimentare. În aceste cazuri au fost inițiate dosare penale. Dacă polițiștii vor stabili că plantele au fost sădite intenționat, atunci proprietarii terenurilor vor fi pedepsiți cu o amendă de până la 14.000 de lei sau cu închisoare de până la un an. Operațiunea MAC 2016 va continua până în data de 31 august. Acum 75 de ani, mii de moldoveni au fost urcați în trenuri și duși cu forța în Siberia și Kazahstan pentru că nu conveneau regimului. Noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 a început primul val de deportări staliniste în Basarabia și Bucovina de Nord. În memoria victimelor represiunilor politice, în capitală a fost organizat astăzi un meeting de comemorare, iar la monumentul din scoarul gării feroviare au fost depuse flori. Cu ochii în lacrimi și cu flori în mână, oamenii care au suferit în urma represiunilor staliniste și-au amintit cu groază de acea perioadă. Unii dintre ei s-au născut acolo, iar alții au fost deportați de mici. Am petrecut copilărie acolo. M-a luat de 2 ani și am venit înapoi în 58, avem de 11 ani. Pâine neagră, iată asta ți-am minte, cu oloi și cu sare, iată asta ți-am minte. Lacrimile noastre care le-am vărsat pentru părinții noștri care au fost condamnați la împușcare, la 25 de ani de detenție, numai de aceea că au fost primari, au fost profesori, au fost deputați în Parlamentul României, cum a fost tăticul meu. Această femeie spune că mama ei a fost deportată în Siberia când avea doar 18 ani și a fost impusă să lucreze într-o mină la extragerea aurului. Încălze pâine înghețată, ia ca și. Fiecare fermentură strânge pâine de atâta că zici că eu ți-l minte cum mâncam pâine înghețată. Sute de copii au rămas atunci pe drumuri, după ce părinții acestora au fost deportați. Mi-a fost greu, dar cum să-i găsesc? După aceea au revenit, da. Au revenit înapoi de acasă, nu le-a dat. Din 49 până în 50 au ținut. Alții, dar alții au venit mai târziu. La mitingul de comemorare au participat și oficialii.
expoziții de invenții și tehnologii de producere a energiei regenerabile, proiecții de filme și concursuri. Toate acestea vor avea loc în cadrul Săptămânii Europene a Energiei Durabile. Startul evenimentului a fost dat astăzi în grădina publică Ștefan cel Mare. Săptămâna Europeană a Energiei Durabile este organizată în țara noastră pentru a treia oară. Evenimentul are drept scop promovarea utilizării energiei din surse regenerabile. Noi înțelegem cât este de important ca într-o țară unde nu avem resursele noastre energetice proprii să avem o eficiență energetică, să avem o valorificare a surselor din energie regenerabilă. În prima zi a evenimentului a avut loc o expoziție de biocombustibil și prezentarea proiectului Energie și Biomasă. Participanții mai curajoși au luat parte și la un concurs cu premii. Ce reprezintă peletele? Știi răspunsul. Cred că e un tip de combustibil obținut din biomasă. Da, este corect, da. Unele întrebări însă i-au pus în dificultate. Ce întrebare? Biomasa. Ce este biomasa? Îmi pare că masa unui corp viu. Oricum primești cadou, primești un tricou cu un mesaj foarte haios, nu umbla cu paiele în cap, transformă-le în energie. Săptămâna Europeană a Energiei Durabile se va încheia duminică. Atunci va avea loc tradiționalul concert de muzică live alimentat cu baterii solare, Sunday Fest. Un concert de muzică live cu instrumente muzicale alimentate de la panourile fotovoltaice, susținut de trupe autohtone, cum ar fi Alex Calancea și Guz, Cuibul, proiectele câștigătoare din Pot Music. Evenimente similare au loc la Orhei, Bălți și Călăraș. Ploile trec, vine canicula. Potrivit meteorologilor, de vineri, vremea se va încălzi simțitor. Dacă prognozele se vor confirma, miercuri, în termometre va urca, temperatura va urca până la 35 de grade Celsius. Până atunci vom mai avea nevoie de umbrele. Astăzi și mâine este în vigoare codul galben de ploi în toată țara. Versele cu descărcări electrice vor cădea pe arii extinse, în special în sudul țării. Cantitatea de precipitații se va ridica până la 30 de litri pe metru pătrat. S-au pomenit cu acoperișul schimbat, iar acum le plouă în casă. Proprietarii unei locuințe din sectorul Buiucane al capitalei susțin că o firmă de construcții care ridică în preajmă un hotel le-a reparat acoperișul fără acordul lor. Din această cauză, pereții și tavanul casei sunt plini de fisuri. Pe de altă parte, reprezentanții companiei susțin că lucrările au fost coordonate cu proprietarul. Lilia Isaac spune că acoperișul a fost schimbat în timp ce se afla peste hotare, iar acasă nu era nimeni. S-a intrat pe proprietatea mea fără voia mea, fără acordul meu și fără acordul nimărui care erau responsabili, având procură. Întâmplător, un prieten trecând pe drum a văzut că se schimbă acoperișul. Proprietarii mai spun că din cauza lucrărilor proaste de construcție, în timpul ploilor apa ajunge în casă, iar pereții locuinței au început deja să crape. Probabil s-a săpat la fundamentul construcției de alături. Nu știu cât s-au dus în jos, probabil au făcut ceva în neregulă, probabil fundamentul acestei case este compromis și ca atare apar acele crăpături în perete. La fel, prin ferestrele din dormitor și din baie nu se vede decât peretele construcției. Foarte frumos, văd un zid normal, nici nu finisat măcar, ca să fie atât de... O rază de soare de undeva vine, nu știu de unde, dar vine. Ele au fost construite, vă spun încă o dată, neautorizat. Pe pereții comuni, care ne aparține și nouă. Noi am înțeles-o și noi le-am astupat cu zid, dar ne-am dus la o distanță de jumătate de metru de la fereastră ca să, cât de cât să-i lăsăm lumină. De asemenea, reprezentanții companiei de construcție spun că schimbarea acoperișului a fost coordonată cu proprietarii casei. Noi n-am intrat în proprietate, e vorba numai de acoperiș. Și acoperișul a fost reconstruit așa ca să evacueze apele în afara construcțiilor. Că fost acoperiș era construit deasupra imobilului care ne aparține nou. Proprietarii locuinței au sesizat poliția, care a inițiat o anchetă în acest caz. Președintele Parlamentului, Adrian Candu, a plecat astăzi într-o vizită de lucru la București și Bruxelles. Principalele subiecte pe care le va aborda sunt consolidarea parteneriatelor strategice bilaterale, intensificarea cooperării interinstituționale și reconfirmarea sprijinului extern pentru țara noastră. Vizita președintelui se va încheia în data de 16 iunie. În România, oficialul moldovean va avea întrevederi cu președintele Klaus Iohannis, prim-ministrul Dacian Cioloș și președintele Senatului Călin Popescu-Tăriceanu.
Tăricianu. Iar la Bruxelles, șeful Parlamentului de la Chișinău se va întâlni cu mai multe oficialități, printre care șefa Senatului Regatului Belgiei, Christine de Frani, și președintele Comisiei pentru Afaceri Externe, Elmar Brok. De asemenea, Adrian Candu va participa la un diner oficial oferit în onoarea sa de către altețele regale, principesa Astrid și principele Lorenz al Belgiei. Consolidarea și diversificarea relațiilor dintre partide și identificarea unor mecanisme de cooperare mai eficiente la nivel legislativ sunt subiectele pe care le discută liderul Partidului Democrat din Moldova, Marian Lupu, cu oficialii din Olanda și Suedia în cadrul unei vizite de lucru. Liderul PDM va avea întrevederi cu reprezentanții ai instituțiilor publice olandeze și suedeze, dar și cu cei ai fundației Alfred Moser. Totodată, politicianul se va mai întâlni cu liderii Partidului Social-Democrat suedez. Vizita se va încheia în data de 15 iunie. Motonava olandeză de croazieră Anis a acostat în această dimineață în portul de pasageri și mărfuri Giurgiulești. Vasul are o capacitate de aproximativ 200 de persoane la bord și o lungime de 135 de metri. Pasagerii au fost întâmpinați cu pâine și sare de către ministrul transporturilor Iurie Chirinciuc și de renumita bunică de la Văleni, Lidia Bejenaru. Gazdele au purtat costume naționale, iar în port a fost organizată o masă cu bucate tradiționale moldovenești. Potrivit Ministerului Transporturilor, la Giurgiulești mai sunt așteptate încă 6 nave cu această capacitate. În 2009, în țară, a fost lansată cursa maritimă Giurgiulești-Istanbul, operată de nava de croazieră Principesa Elena. Peste doar 2 ani, proprietarul vasului a refuzat să mai deservească această cursă. "50 de morți și 53 de răniți" este bilanțul masacrului din noaptea de sâmbătă spre duminică de la clubul Pulse din orașul american Orlando. Despre cel mai sângeros atac armat din istoria Statelor Unite vorbim în câteva minute la Publica News. Rămâneți aproape! Urmăriți Publica News. Autorul atacului armat din orașul american Orlando, soldat cu 50 de morți și 53 de răniți, a fost identificat. Este vorba de Omar Mateen, un musulman în vârstă de 29 de ani care a lucrat anterior ca agent de pază. Atentatul a fost revendicat de Statul Islamic. Biroul Federal de Investigații, care a deschis o anchetă pentru terorism, susține însă că nu există nicio legătură între masacrul din Florida și organizația jihadistă. Anterior, Omar Mateen a fost în vizorul FBI, fiind bănuit că a jurat credința organizației jihadiste Statul Islamic. Ieri, Mateen a intrat într-un club pentru minorități sexuale și a deschis focuri de armă, apoi s-a baricadat în clădire luând cu el mai mulți ostatici. Potrivit polițiștilor, în urma unei operațiuni, atacatorul a fost ucis. La câteva ore după cel mai grav atentat terorist din Statele Unite, cel din 11 septembrie 2001, poliția din statul american California a declarat că un alt atac din Los Angeles a reușit să fie evitat. Între timp, mai mulți oameni au venit cu flori și lumânări în fața Casei Albe, iar martorii au povestit cu groază despre clipele trăite. Every time I heard a shot, I was hoping it wasn't taken away a friend of mine. Because I know everybody. I had to play dead to survive in there. I am a black, gay Muslim. This is literally a tragedy that could have happened to me. It could have happened to people that I love very dearly. Președintele american Barack Obama a condamnat dur atrocitățile și a ordonat ca toate drapelele să fie coborite în berne. We know enough to say that this was an act of terror and an act of hate. And as Americans, we are united in grief, in outrage, and in resolve to defend our people. Atacul a fost condamnat și de liderul musulmanilor din SUA. It violates our principles as Americans and as Muslims. Let me be clear. We have no tolerance for extremism of any kind. După atacul armat din Orlando, 53 de oameni au fost transportați la spital, iar în timpul schimburilor de focuri și un polițist a fost rănit. Ministerul de Externe de la Chișinău condamnă atentatul și transmite condoleanțe familiilor victimelor. În semn de omagiu, în această seară, turnul Eiffel din Paris va fi iluminat în culorile drapelului american, iar pe clădirea primăriei va fi arborat drapelul multicolor al comunității LGBT.
Detaliem acest subiect în continuare la Publica News cu Golam Ali Mohamadifar, profesor la Catedra de Psihologie a ULIM. Bine ați venit la Publica News. Și Angela Frolov, coordonatoarea de program la Centrul de Informații Gender DOCAM. Bine ați venit. Întâi de toate vă întreb, în opinia dumneavoastră, este masacrul din Orlando un act de terorism, așa cum l-a calificat deja președintele Statelor Unite Obama, sau vorbim despre un act de ură față de comunitatea LGBT? Cum vedeți acest caz? Nu a trecut mult timp de atunci, istoriile continuă să curgă pe internet, vom vedea amploarea ceva mai târziu, ce s-a întâmplat exact. Deocamdată avem multe victime, peste 150 morți, 53 răniți, un polițist rănit, atacatorul a fost omorât de către polițiști imediat și statul islamic și-a revendicat acest atac, dar ce-o fi oare? Este foarte greu să răspundem la această întrebare pentru că, cred eu, poliția este cea care până la urmă vă dau un răspuns exact la o asemenea întrebare. Este un act de terorism sau este o crimă de ură? Sau este și una și alta? Pentru că putem presupune că dacă a fost atacat anume un club unde se întâlnesc persoanele homosexuale, putea fi făcut anume din acest motiv, anume acest club putea fi atacat și putea fi atacat în rezultatul urei față de aceste persoane. Dar, iarăși, eu nu vreau să mă expun aici până nu se va expune poliția. Dar e posibil ca o astfel de ură să genereze crime? Nu neapărat în acest caz? E posibil pentru că nu este primul caz. Câțiva ani în urmă, dacă nu greșesc, în 2009 și în Israel a avut loc un asemenea incident, o asemenea crimă, când într-un club de noapte au fost împușcați tineri homosexuali. Deci, haideți să vedem reacțiile la această tragedie pe rețelele de socializare. Concetățenii noștri sunt cei care spun că este bine ce s-a întâmplat, că acest lucru chiar îl meritau acești oameni. Deci, văzând aceste reacții, putem să înțelegem că, de fapt, este ceva întâlnit foarte des și este ceva foarte posibil în oricare societate homofobă, unde se răspândește discursul de ură, unde ura este răspândită chiar de către biserică, unde ura este răspândită chiar de către politicieni sau persoane cu autoritate. Aceste mesaje de ură despre care vorbiți dumneavoastră nu sunt orientate doar spre această comunitate. Observăm de 2 ani deja lucrurile în Donbas, dacă e să ne uităm, la fel, comentarii pline de ură. Dar deocamdată vorbim despre cazul din Florida, domnule Mohamadifar. Pe de o parte, numărul persoanelor ucise și rănite ar arăta sau ar indica faptul că avem de-a face cu un atac terorist. Pe de altă parte, toată lumea îl numește pe acest omar psihopat. E corect. Tot ceea ce vreți să definiți se poate încadra în atacul respectiv, ură, care se sfârșit cu un atac terorist, bolnav psihic, altfel nu era atât de dezvoltat ură. Aici e vorba de, dar mai adânc, dacă vreți să analizăm, e vorba de o ură proiectivă, nu ură față de comunitatea respectivă, ură față de el însuși, pentru că acel individ a fost în incapacitatea de a-și dezvolta acele abilități care a dat Dumnezeu și noi cu toții trebuie să mergem în calea respectivă, adică înțelepciune de a tolera, pentru că scopul vieții, scopul dezvoltării umane, scopul, mersul uman, societatea umană, nu e altceva decât creșterea, gradul de toleranță. Toleranță față de tot ceea ce ne înconjoară. Domnul Mohamadifar, nu este primul caz. Acum câțiva ani, și nici nu o să fie ultimul. Și nu o să fie ultimul, din păcate, dar acum câțiva ani, toată presa și tot internetul voia atunci când se vorbea despre cazul lui Anders Breivik. Dacă ne amintim, a ucis zeci de copii nevinovați. În cazul dat,
Tatăl acestui Omar Mir Sadiq Matin spune că la câteva luni după ce s-au căsătorit, i-a văzut instabilitatea după căsătorie, a fost văzut ca un bipolar și că se enerva din senin pe de o parte, pe de altă parte. Vorbim despre un atac foarte bine pregătit, cu mitralieră și un pistol cumpărat din magazin, cu faptul că se împușca, se încărca, după care se trăgea în continuu, adică nu a fost o zvâcnire de asta nervoasă, a ținut până la capăt. E cu siguranță, eu vă spun, tot era premeditat dinainte, doar problema principală vine de la faptul că individul respectiv a fost perfect în folosirea armei, în uciderea oameni, era stăpân pe nervi, dar asta era o parte mică a vieții lui. El era incapabil sau era în incapacitate de a accepta aceea evoluție care societatea umană astăzi se confrunte, și asta este problema comunitatea LGBT, ca o parte componentă a modernismului, a toleranței umane, a dezvoltarea umană, a partea socială care noi avem. Individul respectiv, la fază unde era legat de credință, rămăsese subdezvoltat. Doar în rest, poate el și muncea bine și putea folosească și arma mai bine decât mulți dintre noi sau cei care sunt, poate noi nu o cunoaștem nici să folosim. Atunci asta nu dovadă, pentru că noi avem nevoie la politicile statale. Aici e vorba că cum un om s-a născut în America, a crescut 29 de ani acolo, într-o țară unde trebuie să fie cel puțin spiritul ăsta de a accepta pe ceilalți. Am înțeles. O să ajungem la nivelul respectiv. Două lucruri se întâmplă sau se suprapun acum în America. Discuțiile despre arme, da, care stârnesc discuții aprinse și dezbateri în Statele Unite, pe de o parte. Și pe de altă parte, mă întreb, doamna Frolov, cum este posibil ca în Statele Unite să se întâmple aceste lucruri, crezând pe de o parte că avem de a face cu o societate mai tolerantă? Și într-o societate tolerantă pot trăi persoane cu dereglări psihice. Deci este vorba despre o persoană care avea unele probleme. Și aici, da, eu aș vedea o problemă foarte mare, cum s-a vândut acestei persoane arma. De ce? Poate totuși urmează să fie un control mai strict înainte de a vinde arme unor persoane, ar fi bine să fie controlate foarte și foarte adânc. S-a pus deseori această problemă în discuții și de către președintele Statelor Unite, Barack Obama, dar ce am descoperit astăzi, că agentul FBI venit la fața locului, Ron Hopper, spunea că biroul a început să-l observe pe Matin în 2013, când a făcut comentarii inflamatorii către colegi, în care a făcut referire la posibile legături cu teroriști. Până la urmă, nu a putut să verificăm comentariile și investigația s-a oprit. De două ori a fost vizat această persoană de către FBI, dar vorbind despre arme, aproximativ 11.000 de persoane devin în fiecare an victime ale violențelor cu arme de foc în Statele Unite, iar costurile pentru societatea americană se ridică anual la sute de miliarde de dolari, scrie Ager Press, cu referire la presa de peste ocean. Colega mea, Doina Chiorescu, a studiat cifrele și vine cu detalii. Bun găsit! Estimările sunt o premieră pentru Statele Unite, iar cifrele indică o sumă de aproape 230 de miliarde de dolari. Cele mai importante cheltuieli, calculate în baza deciziilor tribunalelor, se referă la impactul asupra calității vieții victimelor și se ridică la 169 de miliarde de dolari. Urmează pierderi de venituri aproape de 50 de miliarde de dolari anual. Potrivit site-ului american Mother Jones, o omucidere cu armă de foc generează în medie costuri de peste 400 de miliarde de dolari. Totuși, aceste cifre nu iau suficient în calcul cheltuielile legate de tratamentele medicale pe termen lung și handicapurile provocate. Jurnaliștii aduc exemplul tinerei Jennifer London, care în 2004 a fost ținta unui trăgător. Victima a fost spitalizată de 20 de ori pentru diverse complicații. Dacă înaintea dramei veniturile ei se ridicau la 80.000 de dolari anual, acum femeia primește o indemnizație lunară de doar 2.000 de dolari. De asemenea, aceasta a plătit 250.000 de dolari pentru diferite tratamente medicale în decurs de 10 ani.
Domnul Mohammadi Farr, dincolo de aceste drame, mai sunt și costuri enorme în Statele Unite. Vedem că o ucidere cu armă de foc generează în medie costuri de $400.000. Ne mai vorbim de acel caz despre care l-a folosit colega, 250.000 pentru diverse tratamente de curs de 10 ani și asta e doar o persoană. Ce ar trebui să facă autoritățile? O întrebare banală pe de o parte, dar pe de altă parte nu se mai poate așa. Chiar este întrebarea cel mai potrivită. Pentru că dacă noi considerăm că poate se să poate, meargă, da. Dacă orice gând de a ne întoarcem înapoi, din punctul meu de vedere, never again, așa cum regretatul Nelson Mandela spunea, înapoi nu putem să dăm. Noi trebuie să găsim mereu soluție pentru a merge înainte. Retroactiv o să facem niște lucruri, mi se pare că prostească. O să interzicem de a cumpăra arme, asta e o prostie. Nu. Noi avem multe posibilități. Noi punem întrebări, eu personal pun întrebarea, de ce un om? Cum poate? Eu pun întrebarea mereu la copiii mei. Instituțiile statului, cum trebuie să comporte cu mine și cu familia mea? Că copiii mei nu își poate dezvolta psihic, multilateral, că poate să accepte și pe comunitatea gheie și pe ceilalți comunități și cei care sunt. Care e problema? Aici e vorba că noi trebuie să avem programe concrete, doar pădure fără uscături nu se poate. Oricât se înstăruie serviciile, oricât o să facă statul. La urma urmei tot vă mai aparea câte unul, câte altă, mai ales că dacă astăzi este o influență atât de mare din partea acele două ciocniri între comunitatea musulmană și comunitatea occidentală, din punct de vedere, în ghilimele vorbesc, nu comunitatea musulmană, anumite părți extremiste care sunt în comunitatea islamică și toate astea, chiar dacă aruncă benzină la foc, doar totuși noi trebuie să vedem acolo, în curtea noastră, ce programe avem și cum putem integra pe acei emigranți care vin. Pentru că asta este problemă. Degeaba noi stăm, închideți granițele și nu e adevărat, nu se poate. Pentru că dacă facem lucrul ăsta, se închide Europa, dacă nu o să fie emigranți în Europa, în Europa occidentală. Am văzut ce s-a întâmplat după Paris. Da, vedeți, dacă nu o să existe emigranți, se întâmplă, dar tot au mai primit încă 200-300 de mii. De ce? Pentru că e necesitate. Noi trebuie să vedem înainte și mergem, trebuie să avem programe. Cum o să putem integra? De ce unii se integrează? Eu toți sunt străini. Domnul Mohammadi Farr, cine să creeze aceste programe? Păi de asta sunt ministere, asta sunt serviciile speciale, în loc să devieze de la lucru care au și să mă împingă pe mine spre terorism și pe copiii mei spre terorism, o să gândească să pună niște oameni capabili, nu niște proști care nici nu știu cu ce se mănâncă statul. But aici este problema. Problema este că o perioadă statele și-au pierdut control. Au venit niște oameni incapabili să gestioneze probleme sociale statului și astea sunt urmările care sunt. Urmările nu sunt oameni. Oamenii întotdeauna dintre oameni tot poți să găsești proști, poți să găsești nebuni. Ecourile acestui masacru, doamna Frolov, s-au auzit astăzi până și la Kiev, unde a fost organizat un marș de solidaritate care s-a lăsat cu persoane reținute de către polițiști. Vă întreb cum ar putea să se protejeze comunitatea LGBT și care va fi reacția și consecința după acest act de ură sau de terorism, sau poate ambele împreună. Din câte știu eu, marșul de la Kiev nu este un ecou, el era planificat din timp și este un marș Pride anual. Mă refer organizat la consecințele acestui marș, la persoane care au fost reținute și agresivite. Și bătuți sunt în fiecare an după marș, oamenii sunt prinși lângă stațiile de metrou și bătuți. Anul acesta au fost mai puțin, ce este adevărat, pentru că poliția a lucrat mult mai eficient. Dar dacă este să vorbim despre rezultatul unor asemenea tragedii, eu cred că important este să nu răspândim ură. Important este acum să nu ne ciocnim sau să nu răspândim ură față de comunitatea islamică, față de musulmani. Pentru că musulman, a fi musulman nu înseamnă a fi terorist. Și pentru că și printre creștini sunt oameni care pot fi numiți teroriști. Acum este foarte important să fim
foarte atenți la tot ce spunem, tot ce facem și, într-adevăr, să avem programe, să izbăvim această societate sau această lume de ură, pentru că ura este ceea ce ne domină și este ce este groaznic ce se întâmplă, câtă ura este oamenii. Un instrument al teroriștilor. Și a ura statului încearcă... în unele situații. Și a statului. Câteodată chiar și un stat folosește ura pentru a îndrepta atenția dintr-o problemă care nu știe să o rezolve statul sau reprezentanții statului. Găsesc un pretext și îndreaptă această ură față de un grup sau mai multe grupuri de persoane. Când se va întâmpla următorul marș la Chișinău, de exemplu, după ceea ce s-a întâmplat în Statele Unite, după acele comentarii despre care a spus dumneavoastră, la ce reacții vă așteptați din partea populației de aici? Sperăm mult să nu fie nicio legătură, pentru că, iarăși, în fiecare an avem reacții la marș, în fiecare an avem comentarii de ură, dar pe an ce trece sunt tot mai puține. Și eu sper foarte mult și chiar sunt sigură că așa va fi anul viitor, să fie și mai puține persoane care comentează sau și mai multe persoane care susțin egalitatea pentru toți oamenii. Și mai multe persoane care înțeleg că nu poți avea o societate unde te poți simți în siguranță atâta timp cât este ură față de măcar un grup de oameni. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste răspunsuri și explicații, domnule Mohamed Ifart, doamna Frolov, vă mai așteptăm aici la Publica News, emisiune care de altfel continuă cu alte informații. Rămâneți aproape! Urmăriți Publica News, tone de cireșe pregătite în 10 de feluri. Fructele dulci au fost ale verii, au fost atracția festivalului cireșelor și vărzarelor organizat la Ruseștii Noi Ialoveni. Musafirii din toată țara au gustat din bucatele și băuturile pregătite de gospodari, iar cei mici s-au giftuit cu cireșe. Gospodinele și-au lăudat cum au știut mai bine bunătățile pe care le-au pregătit toată noaptea. De la festival nu au lipsit plăcintele, clătitele, dar și alte prăjituri cu cireșe. Am pregătit bucați din cireș, copnaș cu cireș, învârtit cu cireș, țuică cu cireșele. Am pregătit de toate copturile cu cireș, cu vișină, chiar și cărniță avem proaspătă și băuturi avem delicate. Îmbrăcate în costume populare, femeile din Ruseștii Noi, dar și din alte sate ale raionului Ialoveni, au încins atmosfera. Și ministrul culturii Monica Babuc a dansat și a gustat din bucatele pregătite pentru festival. Nici tinerii nu s-au lăsat mai prejos. Un grup de amici a demonstrat cu ușurință că din cireșe pot fi gătite orice bucate, iar totul depinde numai de imaginație. Începând cu torte și terminând cu tradiționalele plăcinte cu vărzare, avem fructe, vom avea compot aici făcut. Cei care au avut ocazia să guste din deliciile de la festival spun că gospodinele își cunosc meseria, iar evenimentul este o bucurie. Toți vin și propun să te servească, să bucuri de ceea ce ești, copiii, tineretul, adică e o sărbătoare de suflet și suntem foarte mândri. Am venit cu soțul la festival să cumpărăm vărzări, cireșe, căpșuni și ne veselim. Și voluntarii americani care se află în această perioadă la Ruseștii Noi au rămas impresionați. Wonderful, wonderful, the food and the artistry is amazing. Yes, the pies, polenta. Munca celor care au participat la eveniment nu a fost în zadar. La sfârșitul festivalului, aceștia s-au ales cu diverse cadouri pentru felul în care și-au amenajat masa. Reprezentanții administrației publice locale spun că astfel de evenimente vor fi organizate mai des. Satul nostru, încă de mici copii, de când ne ținem minte, noi am crescut în cireșe. Cireașa ne-a scos din nevoi, cireașa ne-a scos chiar și de la foame. La festival au participat reprezentanți din 10 de localități din raionul Ialoveni.
Știri externe acum, după ciocnirile violente dintre suporterii englezi și ruși de la Euro 2016, autoritățile franceze au decis să ia măsuri pentru prevenirea incidentelor similare. Guvernul de la Paris a interzis vânzarea alcoolului în apropierea stadioanelor, dar și în zonele special amenajate pentru vizionarea meciurilor. De asemenea, au fost efectuate percheziții la hotelul în care sunt cazați suporterii naționalei Rusiei. Sâmbătă seara, în Marsilia, mai mulți oameni au fost răniți, iar poliția a fost nevoită să intervină cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a calma mulțimea. După primele trei zile de campionat, 116 persoane au fost arestate, iar 3 au fost expulzate din Franța. Autoritățile au anunțat și despre moartea unui suporter venit în Franța să-și susțină echipa națională. Acesta era în stare de ebrietate și a decedat după ce a căzut de pe o faleză. A intrat cu migul în casă. Un avion de vânătoare MiG-27 s-a prăbușit peste 2 locuințe într-o regiune din India. Cel puțin 3 oameni au fost răniți în urma accidentului. Din fericire, piloții au reușit să se catapulteze la timp. Autoritățile au deschis o investigație pentru a stabili cauzele accidentului. Cel mai probabil este vorba despre o defecțiune la bordul avionului care efectua un antrenament. Nămeți de gheață pot fi văzuți pe străzile unei regiuni din nord-vestul Chinei, unde o ploaie torențială însoțită de grindină a făcut dezastru. În doar un sfert de oră, pe drumuri s-a șternut un strat de gheață de aproape 30 de centimetri. Filmulețe cu imagini dezolante au fost postate de martori pe internet, în care se văd cum mai multe automobile au rămas blocate pe străzi sau au fost luate de ape. Unii șoferi au fost nevoiți să-și abandoneze mașinile. În urma stihiei, autoritățile s-au văzut nevoite să utilizeze buldozerele pentru a curăța drumurile, iar întreaga operațiune a durat câteva ore. Din fericire, grindina nu a făcut victime. Unde va ploua în țara noastră, aflați din rubrica Meteo, iar cu noi informații vă aștept la fixul orei 17. Pe curând! Vremea va fi determinată mâine de influența unei zone de aer cu presiune atmosferică scăzută. Cerul va fi noros ziua, cu averse puternice cu descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est slab până la moderat. La Briceni și Soroca, mercurul din termometre va urca până la 21 de grade Celsius, iar la Bălți și la Orhei va fi cu un grad mai mult. La Chișinău vor fi 23 de grade, în timp ce la Tiraspol și Leova maximele termice vor ajunge până la 24 de grade. La Comrat se vor înregistra 25 de grade, iar la Căhul vor fi 26 de grade Celsius. În următoarele zile, în țară pe alocuri vor cădea ploi de scurtă durată cu descărcări electrice, iar vremea se va încălzi considerabil. Maximele termice vor fi de până la 35 de grade Celsius, iar noaptea se vor înregistra până la 13 grade. La Chișinău, miercuri ziua vor fi 27 de grade Celsius, iar joi se vor înregistra 29 de grade. Noaptea vor fi până la 16 grade Celsius.